Săptămâna trecută, pe strada Basarabiei din Sighetu Marmației, s-a găsit un nou loc pentru amplasarea câtorva tomberoane. Planurile autorităților locale au fost date însă peste cap de reacția cetățenilor care locuiesc în această zonă. Chiar astăzi am avut o problemă cu anumite tomberoane din cartiere. Pe baza anumitor sesizări de la forurile superioare de ridicare a anumitor tomberoane, am vrut să amenajăm altele pe un spațiu la care locuitorii din cartier nu au fost de acord. Deci noi nu așezăm acele tomberoane, niciodată nimeni nu o să fie mulțumit unde așezăm tomberoanele. Trebuie să găsim locuri unde să le așezăm, spații de unde pot fi ridicate aceste tomberoane, că știm că intră mașini mari pentru golirea acestor tomberoane. Trebuie să ținem cont că vine vara, ele trebuie ridicate zilnic, iar dacă ținem seama de părerea fiecărui localnic, sigur că într-un bloc strau 100 de oameni, 100 de persoane o să aibă alte păreri. Oamenii spun că dacă tomberoanele vor fi puse în acel loc, vor fi deranjați de mirosul neplăcut. A pus în mijlocul cartierului gunoiul, în loc să lasă acolo unde gunoiul a fost. Tomberoanele sau? Tomberoane, acolo sunt două tomberoane și probabil că selectiv a vrut acolo să pune, dar noi gunoiul aveam ani de zile acolo. Acolo nu deranjează pe nimeni, că între garaje. Lucrările pentru amplasarea pubelelor au fost stopate deocamdată. Modul de amplasare a anumitor tomberoane, chiar noi am găsit un mod civilizat de a depozita în rastele tomberoane, s-au adus tomberoane, nu erau de acord de amplasarea acestora în anumite zone. Situația trebuie rezolvată pentru că acolo unde sunt acum tomberoanele nu pot rămâne. Viceprimarul a mărturisit că va fi consultată și firma de salubrizare pentru a decide unde vor fi amplasate tomberoanele din această zonă.